Evaluarea națională 2021 a început de astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română și marchează o dublă premieră în învățământul din România. Elevii care susțin examenul sunt prima generație care a făcut clasa pregătitoare, iar examenul are subiecte formulate după modelul testelor PISA. Este al doilea an când examenul de capacitate este organizat în pandemie și vine după ce în mare parte a anului școlar 2020-2021 elevii au învățat online. De altfel, structura anului școlar a fost ușor modificată odată cu vacanța de Paști, tocmai pentru a le da posibilitatea elevilor din clasele terminale să facă ore remediale și să recupereze din materie. Astăzi, 22.06.2021, a început evaluarea națională cu prima probă, limba și literatura română. În cele 58 de centre de evaluare au fost înscriși 1413 elevi, din care 1266 elevi prezenți și 147 absenți la prima probă. Nu am avut incidente, nu au fost subiecte de rezervă. Joi 24 iunie, evaluarea națională continuă cu proba la matematică, iar în 25 iunie este programată proba scrisă la limba maternă, acolo unde este cazul. Primele rezultate ale evaluării naționale 2021 vor fi afișate în data de 29 iunie, iar contestațiile vor putea fi depuse în data de 30 iunie. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate în data de 4 iulie.